Ok, bună ziua. Suntem în fața unui moment extrem de dificil din punctul meu de vedere, dar l-aș vedea cel puțin la fel de frumos. Și spun frumos pentru că ce poți să-ți dorești până la urmă? Ok, fac abstracție că rezultatul de la Craiova n-a fost cel pe care îl doream, dar probabil că dacă ne întrebați la debutul competiției, dacă cu trei etape înainte am vrea să avem punctele în clasament pe care le avem acum, probabil că în unanimitate am fi răspuns da. Am strâns puncte multe și muncite. Suntem într-un moment în care, cum am spus, lucrurile nu sunt foarte ușoare, dar până la urmă asta este provocarea și asta trebuie să ne facă să înțelegem că pentru a reuși trebuie să fim cu adevărat puternici. Vorbeau și băieții mai devreme despre jocul de la Craiova. Din punctul meu de vedere, am revăzut jocul de două ori și mențin afirmațiile care le-am făcut și imediat după joc, în sensul în care controlul emoțional pentru noi nu a fost cel pe care l-aș fi dorit și presiunea jocului, miza, importanța, adversarul, stadionul, suporterii adversarului nostru, toate lucrurile astea au făcut ca să apese, au făcut ca să nu putem să gestionăm așa cum trebuie și, din păcate, am văzut foarte mulți băieți care au intrat emotiv, fără curaj și fără personalitatea pe care echipa trebuia să o arate, pentru că au fost foarte multe greșeli, multe provocate de adversar, altele și neprovocate. Și chiar dacă o lună întreagă am luptat ca să gestionăm în paralel cu pregătirea și acest aspect emoțional, se pare că nu am reușit, pentru că a fost lucru de care ne-am temut personal, eu și staful meu cel mai tare, că echipa să nu reușească să gestioneze miza jocului. Și realitatea este că sunt și foarte mulți jucători tineri și foarte tineri și poate unii dintre cei mai cu mai multă experiență care nu au fost până în momentul ăsta al carierelor lor într-o situație în care să joace așa cu un obiectiv care să însemne un an întreg și nu numai, pentru că se muncește și s-a muncit și anul trecut pentru anul ăsta, în plus îți afectează bineînțeles și sezonul următor. Lucrul ăsta este lucru care ar trebui să-l reușim să reparăm și ce am făcut zilele astea, am încercat ca să fac echipa să înțeleagă că nu este nimic jucat, să înțeleagă că trebuie să avem o cu totul altă stare de spirit și altă încredere și personalitate la jocul cu CFR, pentru că avem nevoie neapărat de puncte. Fără puncte, lucrurile vor lua o direcție și mai nefavorabilă nouă. Acum, ca să fiu sincer, și eu cu staful meu am analizat și în această pauză competițională și pot să spun că și acest scenariu în care noi să pierdem la Craiova, pentru că adevărul e că echipa gazdă pleca cu prima șansă și avea multe aturi în favoarea ei, dar în paralel, ca și contracandidatele să-și câștige jocurile, l-am luat în calcul. E adevărat că era cel mai negru scenariu, cel mai puțin dorit de noi. Din păcate, asta s-a întâmplat. Nu am avut șansa rezultatelor, dar spun că încă suntem la mâna noastră, 23 de etape pe locul 1-6 și acum chiar dacă anumite publicații suntem plasați pe locul 7. Noi suntem la egalitate de puncte cu Botoșaniu și avem concursul jocurilor directe. Deci asta ne face ca să fim la mâna noastră, în ciuda faptului că avem în continuare un program extrem, extrem de greu. Dar mă întorc și spun că e un moment care poate să fie istoric, e un moment pe care cu toții l-am așteptat, pentru care toți am muncit. Sigur, suntem marcați acum de evenimentele ultimelei săptămâni și mă refer la rezultate, cum am spus, dar asta nu trebuie să ne ia din încredere, trebuie să mergem și să ne luptăm pentru soarta noastră, pentru puncte. Suntem foarte conștienți că vom avea în față un adversar extrem, extrem de valoros, un adversar cu foarte multă calitate individuală, dar în același timp și cu multă experiență. Eu pe CFR am considerat tot timpul ca și echipa cea mai completă din campionatul nostru și ne spun pentru că și știu pe majoritatea jucătorilor, dar e o echipă care ați văzut ce rezultate a produs și în Europa și asta îi dă extraordinar de mult încredere, echilibru, experiență, să joci la nivelul la care ei au făcut-o în Europa și să reușești să ieși din grupe în detrimentul unei echipe cu mult mai mare tradiție în spate, nu face decât să te călească, să te maturizeze, să te ajute să treci chiar la următorul nivel. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu ne amăgim, suntem conștienți că întâlnim cel mai dificil adversar al
competiției, suntem la fel de conștienți că avem nevoie de puncte, dar, cum am spus, eu am încredere în echipă, cu ei am ajuns aici, chiar dacă am fost supărat pe ei și pe majoritatea, pentru că au fost și 3-4 jucători care eu am considerat că la meciul de la Craiova, chiar dacă n-au făcut cel mai bun joc, dar au fost cât de cât ok din punct de vedere mental și nu s-au precipitat. În linii mari, în restul, nu au fost așa cum mi-aș fi dorit și cu toate astea spun că tot ei au fost cei care ne-au adus aici, tot ei au adus medie și într-un an extrem de dificil și nu mai intru în aceste detalii din cauza situației juridice, am ajuns ca să fim în momentul de față cu șanse pentru a intra în play-off și nu uitați că chiar dacă dumneavoastră m-ați întrebat și după jocul de la Iași și după jocul cu Viitorul, eu spuneam că de play-off-ul este încă foarte departe, pentru că anticipam jocuri foarte grele și având și programul în față, calendarul extrem de dificil, era normal ca să fim pregătiți ca să avem confruntări foarte grele. Și ultimul amănunt pe care aș vrea să-l spun este că mi-aș dori să nu fim noi cei mai ghinioniși, pentru că, uitați-vă pe istorie cu fiecărui an, 37-38 de puncte au fost suficiente ca să se intre în play-off. În momentul de față noi avem 36 și eu vă garantez că echipa va mai produce puncte, dar din păcate anul ăsta parcă arată altceva și nu mai e garanția nici cu 41 de puncte că poți să fii în play-off. Deci este lupta noastră, trebuie să o ducem la capăt, trebuie să arătăm un control emoțional extraordinar, trebuie să fim foarte determinați, trebuie să fim foarte bine organizați, să avem echilibru în joc, să fim eficienți și dacă din ocaziile pe care le vom produce, pentru că împotriva CFR-ului e greu să creez foarte multe ocazii, vom reuși să marcăm, să punctăm, să fim eficienți, atunci avem șansa noastră. Dar înainte de toate trebuie să eliminăm greșelile ca personale care persistă și care pe mine mă deranjează mai mult ca orice probabil. Poate că ați să găsească cheia unei victorii în partida. Eu spun că niciun meci dinainte câștigat, la fel cum niciun meci dinainte pierdut. Sunt multe ingrediente pe care noi trebuie să le punem în jocul ăsta și rețeta e una, cum am spus, de echilibru, de stabilitate, de putere, de forță. Trebuie să avem și noi momentele noastre în joc, trebuie să ne asumăm lucruri, trebuie să ne asumăm să luăm acțiuni individuale, trebuie să ne asumăm să căutăm poarta, să atacăm poarta, să avem o construcție cât de cât mai consistentă decât la Craiova, în ciuda faptului că și terenul ați văzut a nins și este destul de dificil și va fi dificil. Cu atât mai mult, cred că poate să fie un avantaj pentru echipa oaspetă, pentru că în ciuda calității individuale, practic un joc destul de direct și destul de mult bazat pe forță, pe prima minge directă, mingea a doua și mingea a treia imediat, care să caute profunzimea, sunt obișnuiți cu nivelul, cu ritmul, cu agresivitatea și combativitatea de la nivelul grupelor europene, Europa League, acum am spus, i-a călit și asta trebuie să ne facă pe noi să înțelegem că dacă nu răspundem cu aceeași nivel, cel puțin de luptă, de încredere și de entuziasm, chiar va fi foarte dificil, dar poate că avem și avantajul, că eu am lucrat cu majoritatea jucătorilor de acolo și îi cunosc. E o echipă care are un stil destul de definit, cu un antrenor care îl apreciem cu toții foarte mult, dar îi dorim la fel baftă în dubla cu Sevilla, dar mâine la ora jocului noi nu trebuie să avem niciun sentiment de complexitate. Am înțeles jucătorii că practic pentru astfel de momente sau pentru un astfel de moment, cum a fi cel de mâine seară, s-au făcut poate fotbaliști, au șansa să... Eu le spun asta mereu. Pentru asta am muncit, pentru asta muncesc, pentru asta fac eforturi, pentru asta fac sacrificii. Am ajuns în punctul ăsta în care încă avem șanse. Eu spun că suntem, cum am menționat și mai devreme, la mâna noastră și asta trebuie să ne dea încredere și trebuie să ne dea entuziasm. Sigur, nu am văzut echipa foarte bine săptămâna asta din punct de vedere mental, emoțional, pentru că e normal. După ce vezi că ai pierdut jocul de la Craiova, ai făcut și un joc modest, nu te ajută nici rezultatele, nu au cum să nu-și pune amprenta toate lucrurile astea, dar pentru asta luptăm, asta am încercat toată săptămâna să reglăm lucrurile astea, să-i repoziționăm cu încredere pe o zonă de încredere, pentru că
depindem de noi și mai avem și astăzi și mâine înaintea jocul la dispoziție ca să reușim să pregătim echipa să intre în teren așa cum noi ne-am dorit. Dacă echipa va fi așa cum eu îmi doresc și cum a fost în multe jocuri și meciul cu FCSB-ul de aici și ultimele de la Iași, cu Viitorul aici acasă, în care ați văzut foarte mult efort, sacrificiu, disponibilitate, atunci cu siguranță că avem șanse. Dar noi mergem și încercăm să țintim cele 3 puncte, pentru că nu aș spune că nu ne displace un punct, dar e posibil să nu mai rămânem la mâna noastră dacă luăm doar un punct. Probleme de efectiv înainte de jocuri? Sunt ceva probleme. În primul rând, Roberto Romeo, care este cu ruptură musculară. Mai sunt probleme și mai vechi. Există, nu ascunde dumneavoastră, și problema cartenoașilor. Suntem cu 17 tot la limita suspendării și chiar dacă mi-ar place să spun că avem foarte multe soluții, am încredere în toți jucătorii, dar efectiv ați văzut că a fost un număr de jucători cu care am dus greu și sunt anumiți jucători care în momentul de față, chiar dacă nu-mi place să accept, sunt indispensabili pentru economia jocului nostru. Încă un meci vital în care aveți nevoie de punct sau puncte, vine campion, acum cum vezi partida de sâmbătă seara? Bună ziua! Da, este un meci capital. Practic este finala campionatului pentru noi. Deși 23 de etape am fost și suntem în continuare pe loc de play-off, eu consider că avem nevoie de aceste 3 puncte pentru a rămâne în obiectiv, pentru a avea șanse mai mari. Cred că dacă vom pierde acest meci, Doamne ferește, șansele se reduc foarte mult. Noi suntem concentrați, sperăm să facem un meci bun și să am cele 3 puncte, pentru că un punct nu știu că ne ajută foarte mult. Veniți după înfrângere la Craiova, v-ați revenit din toate punctele de vedere, ca să spun așa? Cred că da. Cred că a fost un duș rece, am jucat foarte prost la Craiova, dar ne-am întrebat bine săptămâna aceasta și consider că ne-am revenit. Sperăm ca la ora jocului să fim bine și să facem un joc bun. Ce trebuie să faceți pentru a nu pierde în primul rând și, evident, pentru a lua toate cele 3 puncte, dacă va fi posibil? Cred că trebuie să ne dăm viața pe teren, să ne luptăm pentru fiecare minge, să ne ajutăm unul pe altul și să punem mai mult suflet. Pentru că calitatea avem jucători de calitate, avem jucători cu experiență, avem jucători tineri foarte buni, dar trebuie să punem mai mult suflet. Ce primă întrebare, cum vezi partida împotriva CFR-ului, echipa de pe primul loc și echipa campionă? Bună ziua! Da, va fi un meci dificil, vă dați seama, un teren greu, o să fie un teren greu, ținând cont că seara și niz puțin, iar echipa care se va adapta mai repede la suprafața de joc, care va sta mai bine pe picioare, zic eu că va avea câștig de cauză. După etapa trecută s-a strâns și mai mult în lupta acolo pentru un loc de play-off, va egalat Botoșan la puncte, Viitorul a trecut peste. Trebuie să luați cele 3 puncte. Da, etapa trecută nu a fost cea mai bună pentru noi. Am și pierdut și contracandidatele, să spun așa, la play-off au câștigat și au câștigat, să zic așa, dramatic pentru noi. Au câștigat în ultimele minute și trebuie să câștigăm partida de mâine seară. Ce trebuie să faceți în plus față de meciul de la Craiova, spre exemplu, pentru un rezultat? Să intrăm cu o atitudine mare, pe care n-am avut-o meciul cu Craiova, pentru că acolo n-am avut atitudine. Și zic eu că dacă vom avea starea de spirit bună și atitudinea bună, vom scoate un rezultat bun.